Un accident cumplit a avut loc joi dimineață în Suceava, la ieșirea din Fălticeni spre Gura Humorului pe DN2E. Un bărbat a murit, iar alte 5 persoane au fost rănite după ce șoferul unui microbuz a intrat fără să se asigure pe șosea și a fost lovit de un camion. La locul accidentului au intervenit 2 ambulanțe și un echipaj SMURD. 3 dintre cele 5 persoane au fost transportate la spital. Ceilalți 2, care au escoriații minore, au refuzat transportul la spital. În urma accidentului au rezultat 6 victime, dintre care una decedată. Este vorba chiar de șoferul microbuzului. Celelalte 5 victime, toate provenind din microbuz, au fost rănite ușor. Doar 3 dintre acestea au avut nevoie de transport la spital pentru îngrijiri medicale. Purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Suceava, Ion Nuțepureanu, a declarat că accidentul a avut loc la ieșirea din Fălticeni spre Gura Humorului după ce șoferul microbuzului a intrat pe DN2E fără să se asigure, fiind lovit de un camion. Traficul pe DN2E a fost blocat pe un sens de mers. Ne-am trezit în întuneric și răsturnat, deci mi-a dus pe asfalt, mi-a tărit. Dar ce am văzut? Am văzut că nu a acordat prioritate, a oprit, dar nu a calculat corect distanța, șoferul nostru, da. Și a intrat. Întâi ne-a tărâit și pe urmă ne-am răsturnat, nu mai știu. Deci șoferul, busului, nu a acordat prioritate, de ce? Da. Așa cred, da. Dar a intrat pe contrasens sau cum? Nu, noi trebuia să mergem spre Baia. Da. Și nu lăsa să treacă tirul. Nu știu. Și a fost panică, țipe, de ce? Da.